Rectificarea bugetară a adus spitalelor cea mai mare sumă, aproape 29 de milioane de lei. De asemenea, pentru medicamente cu și fără contribuție personală au fost alocați 17 milioane 207 mii lei. Conform estimărilor bazate pe consumul lunar mediu, fondurile alocate prin această rectificare asigură în majoritatea domeniilor de asistență medicală necesarul până la sfârșitul anului în curs. Urmarea acestei rectificări bugetare, cea mai mare sumă le-a revenit spitalelor, respectiv 28.896.000 de lei, din care 4.862.000 de lei reprezintă alocația de hrană. Pentru medicamente cu și fără contribuție personală au fost alocații 17.207.000 de lei, pentru asistența medicală primară 2.057.000 de lei, iar pentru asistența medicală pentru specialitățile clinice 1.572.000 de lei. Și fondul alocat pentru asistența medicală de specialitate paraclinică a fost suplimentat cu 1.134.000 de lei. Conform estimărilor bazate pe consumul lunar mediu, fondurile alocate prin această rectificare bugetară asigură necesarul până la sfârșitul anului în curs în majoritatea domeniilor de asistență medicală. În ceea ce privește bugetul pentru îngrijiri medicale la domiciliu, acesta a ajuns în urma acestei rectificări la 781.000 lei. Pentru asistență medicală stomatologică, suma alocată pentru anul 2022 a ajuns la 1.279.000 de lei, iar pentru servicii de urgență prespitalicești și transport sanitar s-au mai alocat 99.000 de lei.